E foarte greu să le găsești și la un preț rezonabil vorbim despre chirii care în această perioadă sunt foarte căutate, în special de studenți sau tineri specialiști. Vestea proastă este că în acest an s-au scumpit cu până la 20%. În bani ar fi aproximativ cu 70 de euro mai mult față de anul trecut. Agenții de vânzări susțin că un motiv ar fi cererea mult prea mare la oferta săracă, întrucât o bună parte din locuințe sunt ocupate de refugiați ucraineni și puține blocuri noi au fost date în exploatare. Vin studenții la învățătură în Chișinău, plus vine diaspora acasă în vacanță, respectiv este un factor sezonier care influențează creșterea prețului la chirii. Piața la noi necesită încă să crească și să crească partea de chirii, pentru că noi nu avem complexe mari, de exemplu, care se dau doar în chirie, așa cum avem peste hotare în Germania, Italia, Franța. La noi, pur și simplu, toate chiriile se dau de la proprietari, da? Noi nu avem companii care investesc în astfel de afaceri. Agenții imobiliari susțin că cel mai mult s-a scumpit chiria pentru apartamentele obișnuite, adică fără reparații sofisticate, de altfel și care sunt cele mai căutate pe piață, în special de studenți. Prețurile au sărit în sus și din cauza ofertei sărace. Agenții imobiliari susțin că, în prezent, pe piață, sunt foarte puține locuințe pentru chirie, multe dintre ele fiind ocupate de refugiații ucraineni. A crescut prețul din cauza că și-a pregătit un apartament pentru a da închirie, acum a devenit mult mai scump. Dacă înainte, spre supunem, să luăm un apartament cu cameră, îți ajungea plus minus 10-12.000 de euro ca să-l pregătești, să-l dai închirie, de la varianta albă până la da închirie. Acum poți să nu te încadrezi în 20.000 de euro. Proprietarii care vor să dea închirie trebuie să scoate banii și respectiv măresc prețul la chirie. Tendința ar putea continua, cred agenții imobiliari, care spun că nu văd deocamdată premise de ieftinire a chiriilor. Ele vor reveni la normal sau ar putea această tendință să rămână, da, dacă prețurile la apartamentele în vânzare vor crește în această perioadă. Ceea ce observăm că apartamentele s-ar putea scumpi cu 5-7% până la sfârșitul acestui an. Respectiv, ar putea cumva un pic și prețul chiriilor să se majoreze. Următoare perioadă, vorbesc de octombrie, noiembrie, situația un pic se va mai ameliora, se va mai ajusta, dar să scadă brusc iar prețurile, să revină la nivelul anului trecut, practic nu este nicio șansă. A pregăti un apartament de dată în chirie este scump. Clienți acum la moment sunt, chiriași, solicitări sunt. Nu văd cum, de unde ar putea să vină ieftinirea. În prezent, prețurile la chiriile din Chișinău pornesc de la 200 până la 350 de euro la apartamentele din blocurile vechi și de la 300 de euro până la 500 de euro la cele din casele noi. În țara noastră nu există o statistică clară despre numărul de apartamente închiriate.